Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața! Avem așa ca o dilemă în dimineața asta. Adică dacă împrumuți niște bani, să zicem, ca să-ți iei bilet de loterie și câștigi, în primul rând, mai dai bani înapoi? În al doilea rând, dacă dai bani înapoi, dai și ceva în plus sau numai cât ai împrumutat, să zicem? Și problema e dacă împrumuți fără știința celui de la care împrumuți. Știi? Cum ar veni? Adică, dar dacă iei bani împrumutați, dacă iei din poșeta iubitei, cum se schimbă situația? E fiind o relație mai apropiată în cazul ăsta? Pentru că avem cazul unui domn din Nigeria, mai meschin așa, dar și foarte norocos, să-i spunem Foniso. În Foniso, Foniso, de ce îi spui Foniso? Limba fulfulde, acolo sunt mai multe dialecte. Cele fulfudean? Presupunem că este, îl cheamă Foniso, pentru că limba fulfulde înseamnă norocel. Sau ceva. Deci domnul Foniso, într-o dimineață, s-a simțit foarte inspirat și a decis să-și cumpere un bilet la loto. N-avea niciun sfanț, așa că a scotocit în poșeta iubitei și, surpriză, i-a luat 10.000 de naira nigerieni. Ce înseamnă asta? Naira nigerienii, ăștia sunt moneda națională, 10.000 de naira nigerieni fac 117 lei. Deci a luat niște bănuți. Casa de schimb la cursul oficial, și dacă puteți să comparați, dar puteți să încercați dacă vreți. Te duci la casa de schimb, bună ziua. Naira aveți, naira nigerien. Deci a luat biletul și a câștigat 100 de milioane de cocomările nigeriene. Adică 1,17 milioane de lei. A spus că nu facem schimb un euro, că nu știu dacă poți să iei euro pe naira, dar poate pe lei ai putea să cumperi ceva naira. Un milion de lei... Noi. Noi. Un miliard vechi. Nu, mai mult. Mai mult. 10 miliarde. Ăsta este pe cuvântul meu, Luca. Nu, mie, dacă îmi dai de la... Cât dacă să de la... Dacă îmi dai de la sute în sus, în ron, cum le zice, de asta nu-ți dă nimeni. Da. De la sute în sus. Da. Zim tot în lei. Domne, a câștigat 1,17 milioane de lei noi. Și i-a oferit prietenei înapoi cele 10.000 de cutări pe care i le luase din... Și un trandafir. Și i-a dat și un bonus de 5 milioane. Adică, practic, 58.000 de lei i-a dat bonus. I-a dat bine. Da. Dat, adică i-a dat 100 de lei înapoi pe care a luat-o, plus 58.000. 5% i-a dat. Domnișoara însă s-a simțit jignită. Nu știm cum o cheamă, dar Foniso a zis că nu s-o face așa ceva și a cerut 40 de milioane de firfirei nigerieni. Vezi, n-a cerut jumătate, a cerut dar 40%. Cum s-o fi gândit ea la asta mă întreb. Deci i-a cerut cam 470.000 de lei. Și a renunțat la aia 10.000 de naira luați inițial, după aia poți să-i păstrezi. Știrea e difuzată de presa nigeriană, ca să înțelegeți cam cum facem noi. Avem încredere, nu? Domnul nigerian Foniso e în dilemă. El ar vrea să păstreze iubita, dar și banii. Și nu știe cum să facă. Înțelegeți? Adică asta e o dilemă, o dilemă foarte veche, dragă Foniso. Practic nu se poate din experiențele noastre, a generații întregi de bărbați, dar de aici întrebarea dimineții. Dacă vreți, că numărul nostru de WhatsApp, Luca de-abia așteaptă mesajele voastre, e cel mai fericit când se strică tableta. Chiar sunt curios. Da. Deci, cât să-i fi dat în Foniso la fată ca să fie fata fericită și să rămână cu el? Înțelegeți? 0728-3132, WhatsApp și audio, dacă vreți, le difuzăm. Tot ce putem să difuzăm, difuzăm. Mai ales în cazuri de genul ăsta, greu de mulțumit fata. Da. Mă, deci, cred. El i-a făcut o bucurie, i-a dat o parte din bani, 5%, mi se pare super ok. Cât să-i fi dat la Oatic? Adică 40% cât cere fata, de ce nu a cerut 50%? Și cât să-i dai ca să rămână cu tine, să fie și mulțumită din ce ai câștigat, luându-i banii fără să-i spui? Ai vreo șansă? Putea fi și mai rău. Putea să-l ceară de bărbat. 0728-3132, mesaje pe WhatsApp, dacă vreți, aveți vreo idee, să-l ajutăm pe Foniso. Care v-a să zic că ăsta e cazul Foniso Fulful de anul, din Nigeria, ia 10.000 de cocomârle nigeriene, practic 100 de lei, din poșetița iubitei, cumpără bile la loto, câștigă 100 de milioane. Adică, cât am zis? Un milion 1,17 milioane de lei. Și v-am întrebat cât să-i dea înapoi fetei sau să-i dea ceva înapoi. Fata acum cere 40 de milioane, el i-a oferit 5. Un meschin. Și mesajele voastre spun o grămadă de lucruri despre felul care înțelegeți viața. Prieteni, aș vrea să remarc faptul că nici o doamnă și nici o domnișoară nu a trimis niciun fel de mesaj. Dânsele sunt pe recepție, audio, da, sunt pe recepție, așteaptă
și practic coc răzbunarea pentru răspunsurile pe care le-ați dat voi imprudenților, pe care le-ați trimis fără să vă gândiți înainte, pe care le-ați înregistrat și care rămân mărturie. Da. Sunt vreo două pe care nu știu dacă să le difuzez, dacă să le fac rău sau nu. Nu. Băiților. Deci, nu le dăm pe la dă înainte să vedem. Ia doamnelor, să... luați pixul și notați. Hai să vedem. Ia să vedem. Dacă aș fi pățit eu cu soția, să-i fi luat bănu să fi câștigat, i-aș fi dat toți banii să-i gestioneze ea ca să fie totul bine. Asta este... O zi faină, băieți. Salutare, Dani de la Timișoara. Dani de la Timișoara știe exact cum trebuie să răspundă. Asta este standardul. Deci Dani de la Timișoara a stabilit standardul. Iubito, ia tu tot și să fii tu fericită, numai să nu fii eu nefericit. Și acum, hai poftiți. Să mai vedem. Vlad, George și Luca, bună dimineața. Nu îi mai dădeam nimic. Dacă e nemulțumit, nu îi mai dădeam nimic. Asta e. La Barea găseam alta. Ștefan Galați. Ștefan Galați doar cu preș. Ștefan, nu știu ce să zic. Ștefan Galați, zic să nu te duci acasă, că s-a schimbat deja iala. Iala, iala. Bună dimineața. Eu în locul lui renunțam la ea de mult. Îmi luam 10 pe lângă ea. Ia. Nu era râsul meu. S-a stins râsul pe coadă cealaltă. Măcar e prudent, nu și-a dat numele, dar vocea a fost recunoscută, îți garantez. Să mă bată mama dacă nu sunt unii bărbați care își merită soarta. Asta e Călin din Finlanda. Călin, el a zis-o așa sibilinic, vedeți? Adică nu a zis exact care este problema, dar se subînțelege. Călin, n-ai și tu nicio șansă, n-ai. Pe cuvânt, s-a înțeles perfect. Dacă știi că ai prietena așa chitroasă, băi, fonizo, trebuia să nu-i spui, îi puneai banii înapoi în geantă și la săptămână îi duceai câte un buchet mare de flori, dar nu prea mare să nu bată la ochi, că apoi întreba de unde ai bani și așa mai departe. Nu trebuia să ieși în evidență. Salutări din Norvegia, Victor sunt. Asta, Victor, tu ești un alt bărbat care crede în mod eronat că poate să ascundă ceva de nevastă. Deci nu există așa ceva, Victor. Ai trăit degeaba până acum. Ia să mai adică tu crezi că până la extragere doamna n-a simțit că i-au dispărut cele 10.000 de naire? Și simte că ai altceva, ai alt comportament, ai alți bănuți. Ia. Bună dimineața. Eu zic că să-i dea toți banii ei, că știe ea, se descurcă ea ceva ce. Poate renunță ea la el. Neața, băieți. Gata, asta e. Da. Da, mulțumim. Mai sunt și altele, mulțumim frumos. Sper să ne ferească Dumnezeu de o astfel de dilemă. Să ne auzim cu bine și data viitoare. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.